Astăzi este Ziua Internațională a Limbii Materne. Dnezi e Svetovi Deň Materinského Jazyka. La întâlnire s-a discutat despre importanța marcării Zilei Internaționale a Limbii Materne, despre necesitatea păstrării limbii. De asemenea, au fost prezentate activitățile departamentelor la care se poate studia la această facultate. Noi aici la Facultatea de Filozofie în fiecare an aniversăm această zi, care este foarte importantă pentru toate departamentele care se ocupă de limba maternă, unde se studiază limba maternă, precum și la noi, la departamentul nostru de limba și literatura română. Facultatea de Filosofie din Novi Sad este una dintre puținele instituții din Europa la care se poate studia în 5 limbi materne. Pentru noi este o satisfacție când studenții noștri termină această grupă, pentru că au posibilitatea de a se angaja în mai multe instituții de o importanță foarte mare pentru minoritatea română din Serbia și mai ales aici la noi, deci în Voivodina. Proclamată de către Conferința Generală UNESCO din noiembrie 1999, Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în fiecare an la 21 februarie, promovând recunoașterea și utilizarea limbilor materne din lume.